Bună seara și bine v-am regăsit, dragi și scumpii noștri telespectatori ai Postul Busuctive. Sunteți la emisiunea Cântăm la Otare, în care eu, Ileana Gheorghiță, vin cu mare, mare drag în fiecare săptămână cu noi detalii despre viața privată și cea publică al unui artist. Și pentru că suntem în firie și asta frumoasă sărbătorile de primăvară, atunci când este cald, minunat, când toți trecem de la blană, trecem la ceva mai frumușel, mai elegant, la un pantof mai înalt, am și o invitată special ce este elegantă, frumoasă, o interpretă minunată. Între timp, ca să o prezint, vreau să vă reamintesc tuturor, ne puteți suna la telefon, numărul de telefon 0903-927, mesaj la 1025. Deci suntem în emisie directă și ne puteți suna acum, începând din această oră, pentru să veniți cu niște întrebări frumoase și sugestii, gânduri pentru invitata, minunata interpretă, Natalia Olaru. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Nu te-am văzut de un anișor, deci la trecerea aceasta între ani, nu te-am văzut de ceva timp și din start, pentru că de câte ori te-am invitat, nu te-am întrebat de viața ta așa mai intimă, hai să spunem, de familie, de tată, de mamă, pentru că de câte ori ai fost invitata mea, deci tot timpul erai cuplată cu cineva din interpreți. Hai să începem din start, pentru că întrebarea este și respectiv pentru un bun început. De unde ești de Baștină? De Baștină sunt din orășelul Fălești. Chiar din Fălești? Da. Deci ai stat la bloc sau la casă la sol? Nu, la bloc. Da? Da. Am locuit n-ai o parte de vacă în ograd? Nu, de am locuit toată viața tot ce la etajul 4. Copil de balcon. De balcon. Mai ai frați, surori? Am o frățior care la moment este plecat peste hotare. Așa, că nu este în vogă să fii și peste hotare sau să ai pe cineva. Mă, ți mai trimite vreun colet, ți mai trimite niște bani. Îmi vine foarte des cu cadouri. Își permite să vină deseori acasă. Ia zi, cine e mai mare dintre voi? Cine e? Eu. Eu sunt prima copil. Sora mai mare, da. Deci este cea care a legănat fratele. Natale, știi, vreau de start să ne povestești... Deci de ce ai ales tocmai muzica? De ce nu ai ales medicina sau cine știe ce altă meserie? Eu am să fiu foarte sincer, după cât îmi amintesc, în așa, copilărie... Așa, la mine să fii foarte sincer, că de altfel rămâi copilărie. În copilărie spuneam poezii. Verișoara mea cânta. Și acum mai zici poezii? Nu. Verișoara mea cânta și vreau să spun că primea aplauze mai multe, pentru că ne strângeam la sărbători cu rudele apropiate și ea, fiind mai micuță ca mine, primea aplauze... Mai furtunoase, da. Și evident că un copil aveam și eu o invidie oarecare. Nu știu, cred că poate de ce și-am început a cânta. Până la urmă ea este interpretă sau a rămas ea cu poeziile și tu cu cântatul? Cam așa. S-au bucurat părinții tăi atunci când ai zis că gata, da, o să devin interpretă? S-au zis, mai dragul mami, fă-ți și tu om la casă, casă, carte. N-am avut așa moment că să vină și să spună, mamă, tată, uite, eu vreau să devin interpretă. Eu din start am învățat la Universitate Tehnică. Ia zi designer, cu asta. Designer vestimentar. Stai, până ajungi la universitate, vreau să te întreb altceva. Deci copilăria ta, tu ai recitat doar poezii. Da. De cântat ai început la ce vârstă? 19 ani. A, deja erai măricic, fată bună de măritat. Da. 19 ani deja e când ai venit în scenă, dar vorbeam de fragida copilării, când mai mergeai și cântai la vreun concert, poate la vreun nuntă, pentru că, de exemplu, dacă vorbesc de mine, eu cânt pe la nunt de pe la vreo 13 ani. Nu, la noi în familie nu se practica să ia copii, părinții să ia copiii la nunți. Da, eu dar cântam, dar cântam foarte des la bunica pe cuptor, strângându-ne multe... Bunica era surdă. Multe verișoare. Te-ai scânt. Da, dar ce cântați de obicei? Cântece vechi populare, chiar cele care ne învăța bunica. Și fata de la Natalia, fata de pe băncile școlare, s-a decis să vină la oraș, da, la în capitală. Și a mers și a făcut facultatea? La Universitate Tehnică. Și anume acolo... Da, ok, universitate, este și o facultate? Este designer vestimentar. A, deci tu ești persoana ușoară. Care dacă am nevoie de un pantalon sau vreo ii, ceva, vin la tine. Cam așa. Așa. Și fiind anul întâi, am început a cânta. Deci la 19 ani, să înțeleg. Da, cam așa. Ok, vin, de exemplu, cum ar fi o fată din sat, vin în oraș, vreau să cânt, unde mă duc? Primii pași, cum îi fac?
Merg în centrul orașului și zic, mai oameni buni, eu știu a cânta, luați-mă, s-a primit foarte și foarte interesant. Eu îmi plăcea foarte mult să cânt, de ce mergeam foarte des la karaoke. Și am avut o ocazie unde m-am întâlnit cu un băiețel cam de vârsta mea pe atunci. V-ați îndrăgostit? Pe nume Alexei, ba nu deloc, pe nume Alexei. El cânta într-o cafenea și m-am apropiat și, mă rog, mi-am cerut voie să cânt un cântec. Și el îmi zice, știi, foarte mult îmi place cum tu cânti. Cum tu cânti, vrei să lucrăm împreună? Bine, hai să lucrăm, dar eu nu am nici informație, nu am nici... Adică informația celor de acasă ca să înțeleagă, deci negativ, piese negative, da? Texte, nu nici ai... Nici microfon, nici... Și pentru început el mi-a dat ceva bani și mi-am cumpărat și un microfon, mi-am cumpărat stai și un negativ. Pic. E că aici cu ceva mi-a dat niște bani, tot n-am înțeles. Deci ai venit, ai cântat, el a zis, măi, dar ce îmi place de fata asta, dă că am niște bani să-i dau, să-i ofer. Noi am lucrat împreună, să nu mint, o săptămână, două. Unde deci ați muncit, l-ați cunoscut mai bine, ați... Unde eu cântam cu microfonul lui și el mi-a spus, vrei să-ți dau 20 de euro, să-ți împrumut 20 de euro, ca tu mai apoi, evident, să-l răscumperi și să-ți cumperi un microfon. Uite, atunci așa am procedat. Și vreau să spun, foarte sincer, eu nu știu, nu țin minte și nici, de fapt, nici n-am știut cum e familia acelui băiat. Dar să... mai vezi acum? Nu, absolut deloc. Ia zic odată cum îl cheamă. Alexei, dacă ne vezi... Și vreau să-i mulțumesc foarte mult. Sună-ne pe noi la redacția Busuc TV și noi o să-ți dăm numărul de telefon, că își dorește fata să-ți dea înapoi, recuperezi înapoi 20 de euro, care deja cu procent ar fi vreo 20 de mii. Deci, primul cântec în scenă profesionistă. A fost compus de Alexandru Vdovicenco, se numește Te-aș ruga. Și text și muzică. Acum cum te prezentăm? Natalia Olar sau Nătălița? Pentru că era un confuz la un moment dat. Sau era în vogă atunci, sau erai prea tânără. Deci până la urmă care este numitul de scenă? Până la urmă, nu știu, Natalia, cred. Atunci îmi plăcea foarte mult să mi se spună Nătălița, fiind la al doilea album al meu scos pe piață, cineva mi-a spus că nu se mai practică să dezmierde numele. Dar mie îmi place foarte mult, așa cum este Lenuța și... Da, și de aia ai văzut că acum, de azi înainte vreau să mă prezint la toată lumea că sunt Ileana, gata cu Lenuța, s-a terminat. Nu, ajunge și o vârstă anumită când îți dorești ceva să mai schimbi. Deci, dar dacă... am să fiu foarte sincer, îmi place cum sună Nătălița și chiar îmi place cum și soțul mai dezmerde Nătălița. Apropo, da, cum dezmerde soțul? Pentru că, na, puișuri, iubițel, voi cum vă dezmerdați? Ca fiecare în familie, cum se dezmiardă cu cuvinte dulce. Ca în banc celălalt, știi, care până la nuntă, acum după nuntă m-am scumpit în văzul omului meu, știi? Păi și cealaltă întreabă cum? Păi până la nuntă eram puișor și acum ați vacă. E mai scumpă vaca 3.000 și puiul 3 lei. Dacă tot vorbim de soțul tău, povestește-ne cum v-ați cunoscut și, în genere, cum te-ai decis tu, artistă deja bine recunoscută, deja cu cântece bune și ți-ai ales acel unicul bărbat, pentru că bărbați sunt mulți și, până la urmă, îți trebuie și o decizie anumită să iei, știi? E mai greu când sunt mulți. Fratele soțului meu plănuia să se căsătorească și, evident, pentru o nuntă este nevoie și de muzicanți. S-a apropiat împreună cu nașul meu, fiind verii soțului meu, împreună cu fratele lui. Stai că mi-ai încălcit verii cu nașul. Bine, nu contează. Fratele lui a venit. Deci tu ai mers și ai cântat la nuntă fratelui meu. Cumnatului, da. Și l-ai văzut pe soțul tău, că el așa măricel, înalt, frumos, chiar înalt de-a binele. Când au venit să discute despre muzică, anume atunci noi și-am făcut cunoștință. Și tu ai zis că, uite, se primește că nu mă pețeau pe mine ca muzicant, dar ca soție a soțului meu deja. Cât a durat dragostea aceasta minunată? Scurticică. Adică, deci tu l-ai văzut, ai cântat la nunta fratelui și următoarea săptămână ai făcut nunta ta. Nu, până la nunta fratelui lui Adrian, eu deja eram și însărcinată. E că asta și la modă. Nu, e la modă așa. Păi, până la urmă și l-au amăgit pe Adrian, tu sau el? Nu știu,
ne-am amăgit unul pe altul. Cum e să simțim că este exact perechea sufletului cu cel cu care vrei să îmbătrânești pe aceeași piernă? Anume, nu știu, sclipirea în ochi, anume faptul cum se comportă. Păi te dai cu niște ceapă la ochi și sclipești ochii de prăpădine. Anume faptul cum se comportă și la cât de mult ține la mine. Cred că asta. Și cum ți-a cerut mâna? Ca în filme? Da. Sau ca la moldoveni? Nu, ca în film. Să fie ca în film. Pentru că am avut și un inel de aur alb cu mici diamante, nu spun mare, erau foarte, foarte mici, dar multe. Mi-e interesant, bunica mea a primit vreun inel cu diamant de logodnă, de este, blânuri de... Bunelele, nu știu. Nu, cred, așa erau... Așa, moldovenii noastre sunt mai alentate, așteaptă inel cu diamant. Am rămas frapată pentru că noi atunci plănuiam să facem ultima seară, el cu prietenii lui și eu cu prietenile mele, am organizat un banchet. Și anume la cel deci banchet. Tu cu conadă și așa, ca pentru băieți, cu striptease, cu club, cu tot ce trebuie, sau nu e dat? Interesant. Stai, vă uitați împreună ați făcut? Da, împreună. E, nici acum nu e dat, nu e dat voi omul, sunt și el om, știi? Împreună am făcut banchetul, a fost interesant. Și după nuntă, la scurt timp, ați schimbat statutul de interpretă, de soții și ai venit cu statutul de mămică. Da. Cum v-a schimbat viața acest statut? Pentru că în cupluri de obicei se abat cu niște probleme, de ce, pentru ce, și se încep cu certuri și după aia cu păreri de rău, majoritatea ajung la despărțire, la divorț. Cum e să menții o familie, mai ales că tu ești interpretă și pe lângă faptul că îți dorești să fii alături de familie, asta e situația, mergi la serviciu, nopțile nu te vei de bărbat, rămâne cu copilul. Cum ați făcut? Pe mine m-a ajutat foarte mult mămica mea și mama soacră. Deci pe amândouă le-ai chemat, i-am venit să... Da, o săptămână statea una, o săptămână statea cealaltă și eu încântam... Tu îi spuneai la soacra ta, cum îi spune? Băi, eu dorm copil tot, tu com eu, sau cum? Cam așa. Și având și o prietenă cam de vârsta mamei, Iulia, la fel m-a ajutat și m-a susținut foarte mult în creșterea copilului meu. Păi e bine și asta, dar oricum, până la urmă tot rămâne pe umerii tăi, tot îți vine ție mai greu, doar... Da, în weekend cântam, evident, copilul mic, eu ochii înflați de la nunț și bucumătrii și ceremonii private, evident, obosită, dar viața continuă. Dar nu ți-ai luat-o bună, adică să-ți dai copilul și să-l iei atunci, să-l recuperezi atunci, no, peste vreo 2-3 săptămâni. Nu. No. Spune-mi și altceva, deci care este secretul unei căsnicii fericite? Câți ani ai de când ești căsătorită? În ianuarie în acest an am împlinit 4 ani de căsătorie. Mulți ani înainte. Mersi. În orice cuplu sunt și zile frumoase, dar sunt de cele așa mai sobre. Deci în cazul când apare vreun conflict în familie, cine este cel care să fie cu capul a plecat să abia nu-l taie? A fost de multe ori când și soțul meu a plecat capul, dar eu fiind femeie și, nu știu, încercam să mai tac așa un piculeț. Da, dar orgoliul tău de interpret. Nu ai încercat vreodată să-ți reproșezi el că, măi, tu ești interpretă, stai acasă, nu mai umbla pe drumuri, am nevoie de o soție să-mi facă mâncare. Absolut deloc. Dacă era nevoie, nu știu, soțul meu și cu copilul stătea și mâncare făcea. Pentru că dacă nu o să mă susțină el, cine o să mă susțină? Evident mama el... soacră? Evident că el m-a ajutat în multe. Eu propun acum în scurt timp să preluăm și o pauză muzicală pentru că vrem să ascultăm și o piesă frumoasă dedicată pentru părintele tău drag, pentru tatăl tău, care sunt convins acum te privește de acasă. Este acasă? Nu, tatăl meu este plecat peste hotare. Ia și dar... de bine. Tot familia Olaru-i plecat. Vreau să menționez că această melodie mi-a cadonat-o un prieten de familie foarte așa bun, Mihai, care, nu știu, eu cred că această melodie, și sunt convins că această melodie a fost scrisă pentru fetițele lui. Deci el are două fete acasă. El are trei fete. Trei fete. Din, matriarcat în casă. Și cea mai mică fetiță a lui, a lui Mihai, Mihaela, este chiar și filmată în acest videoclip. Să vedem acest frumos videomaterial și această piesă în care sunt convins să vă regăsi mulți părinți și mai ales mulți tătici, cei care au fete acasă. De aici, pauză muzicală pentru toată lumea bună. Rămâneți alături din Busuioc TV.